Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi aș vrea să vă prezint un car holder wireless și smart de la Celara, un car holder care are fast charging și un car holder care are un senzor ce permite deschiderea automată a brațelor care țin telefonul. Celara e un brand pe care îl găsiți pe la Arsis sau prin magazinele, dacă nu mă înșel eu, MobiApp prin mall-uri. Acest car holder a costat 139 de lei. L-am cumpărat pentru că m-am săturat să tot pun încărcătorul în telefon. Așa vreau să pun telefonul în acest holder, în acest suport de parbriz, da? Și automat, holderul fiind conectat la încărcătorul mașinii, când pun telefonul în holder se încarcă automat, fără să mai stai să bag cablu în telefon. Și sunt curios dacă chiar are fast charging. Aici scrie că poate să ducă până la 15W, că e wireless charger, care smart senzor de care vă ziceam și mai are el niște specificații. Partea asta a cutiei ne arată o poză cu el și cum funcționează. Aici câteva specificații. Putere de intrare putem să punem până la 12V și 2A. Putere de ieșire are maxim 15W și cel mai puțin scoate 7,5W. Tipul conectorului este Type-C. Asta e bine că putem să folosim cablu de la telefon. Îl punem în grila de ventilație a mașinii și are tehnologie wireless. Și după cum vă spuneam, este importat de MobiApp sau Arsis și e făcut în China. Bun, haideți să vedem ce e în cutie. Aici vine cu un cablu de încărcare USB la Type-C. Hai să vedem cât e de lung, că va trebui să ajungă până la brichetă. Are cam un metru, să zic. Depinde ce mașină aveți, s-ar putea la unele mașini să n-ajungă. Aici are suportul de gură de ventilație. Practic va trebui să băgați bila asta aici. Trebuie să deșurubați puțin. Da? Împingeți bila până face click și apoi strângeți înapoi suportul și în funcție de cum îl setați în gura de ventilație, deci ca să-l puneți în gura de ventilație, apăsați pe acest buton, da? Se deschide acest cârlic, îl introduceți, îi dați drumul, el strânge, așa, apoi blocați din această roată și văd că stă în poziție. Stă foarte bine. Și apoi el va sta în gura de ventilație a mașinii. Și aici ce mai avem? Mai avem un mic manual. Hai să-l deschidem să vedem cum arată. E unul și pe gold. N-am știut, mi-aș fi luat gold. Ok, așa arată specificațiile și instrucțiunile. Eu sper să mă descurc fără instrucțiuni. Hai să-l punem în folosință să vedem cum arată. Dar înainte, haideți să ne uităm un pic la el, să vedem calitatea materialelor. Plasticul este pe spate, avem un plastic mat. E bun că nu se văd amprentele. Aici o să intre încărcătorul, cablul de la bricheta mașinii, în Type-C. Avem acest picioruș din plastic și aici avem două bucăți de cauciuc. Aceste două suporturi laterale care vor strânge telefonul, după cum vă spuneam, are un senzor. Văd că aici cred că e o cameră sau ce seamănă cu o cameră, un senzor infraroșu ceva. Și probabil când vii cu telefonul în fața acestui senzor, el se va deschide. Vei pune telefonul și se va închide la loc. O să facem o probă să vedem cum funcționează. N-am mașina în casă, dar o să-l țin în mână și să văd cum se deschide, să închide. Să pune și telefonul. Și în rest, cam atât. Da, materiale, ce să zic. Aici avem cauciuc, plastic, plăcut la atingere. E premium. Arată foarte bine, se simte foarte bine și nu e greu.
Deci nu cred că îți va pune problemă să-ți rupă gura de ventilație de la mașină. Haideți să-l băgăm în priză. L-am băgat în priză, folosesc un încărcător fast charging de la Samsung și să vă arăt cum funcționează. Deci aici am băgat, unde v-am arătat, încărcătorul, cablul de la încărcător, iar vedeți acum suporturile laterale sau mânuțele sunt închise. Să zic că vreau să-mi pun telefonul. Haideți să facem o probă întâi cu mâna, trec cu mâna prin fața camerei, vedeți să deschid suporturile și acum s-au închis. Să închid cam repede, trebuie să te miști repede să pui telefonul, încă o dată, s-au deschis, s-au închis. Haideți să facem și o probă cu un telefon. Am un Samsung Galaxy S10 aici. L-am pus, a strâns. A și început încărcarea. Și după cum se vede, ne arată că avem fast wireless charging, deci a recunoscut că este wireless. Bateria este la 81% și durează 34 de minute până se încarcă. Amprenta. Bun, deci pare că se încarcă. Funcționează. Telefonul stă bine în el. Îl strânge bine. Nu se mișcă. E ok. minute până la încărcare. Și în continuare avem fast wireless charging. Deci la o primă vedere stă bine, încarcă fast charging, e solid, material de calitate, chiar îmi place acest suport. Acum, vă întrebați cum dăm telefonul jos. Păi dacă vedeți bine, asta să vă arăt, aici are un buton touch. Dacă îl atingi, acum eu risc dacă îl atingi să-mi cadă telefonul pe masă, dar dacă îl atingi în timp ce suportul e prins pe gura de ventilație a mașinii, brațele se deschid. Haideți să încercăm un pic fără să-mi cadă telefonul pe masă. Vedeți, l-am atins, am luat telefonul și acum s-a închis înapoi. Dacă vreau să pun din nou telefonul, tot ce trebuie să fac este să-l apropii de senzorul infraroșu. Este un senzor cu infraroșu, vedeți? Pun telefonul, puțin și el s-a închis. În continuare avem wireless charging. Să mai aprindem o dată. După cum se vede, deci îl încarcă în 31 de minute. Vreau să bag cablul de încărcare direct în telefon să văd care e diferența. Am scos și îl bag direct în telefon acum. Tot 31 de minute. Practic, performanța este fix aceeași ca și când aș avea cablul de încărcare băgat direct în telefon. Deci, într-adevăr, acest încărcător chiar scoate 15W, pentru că telefonul ăsta duce încărcare de 15W. Dar acum, partea proastă este că am lăsat telefonul aici, am uitat să-l scot și singura soluție, ia să vedem dacă îl trag în sus. Da, funcționează. Poți să-l tragi în sus și iese prin glisare. De exemplu, dacă rămâi fără baterie la mașină sau să strică cablul, îl tragi în sus și asta e. Și la fel, cred că poți să-l și introduci. Mai greu, că are niște cauciucuri, dar a funcționat. Poți să-l introduci prin glisare. Să mai scoatem o dată așa. Ce să zic? Sunt chiar surprins de performanțele acestui suport de parbriz. De fapt, nu e suport de parbriz, că e suport de gură de ventilație. Chiar încarcă fast charging. Nu știu cât o să reziste senzorul ăsta în timp, dar faptul că nu trebuie să stai mereu, desfăi brațele, prinde-i brațele, desfăi brațele, prinde-i brațele, ăsta e un avantaj. Dar rămâne de văzut cât o să reziste în timp și fiind senzori, na, mă aștept ca uneori să mai cedeze. Ok, aceasta a fost scurta prezentare
a acestui phone holder care se montează pe gura de ventilație a mașinii. Dacă v-a plăcut, puteți să mergeți să-l cumpărați și voi, l-am luat din mall. Și nu uitați să dați un like acestui video și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumim pentru vizionare!